Înțeleg că cel puțin două colegi sunt la Parlament, de câte înțeleg, dar avem quorum, nu? Da, doamna prim-ministru, quorum avem, doamna Mincu și doamna Gavriliță sunt la Parlament și ședința deliberativă. Okay. Atunci eu zic să începem. Colegi, scuze că a trebuit să ne convocăm iarăși. Astăzi am planificat să discutăm și eventual să adoptăm subiectul care este planificat pentru astăzi la următoarea ședință, săptămâna viitoare. A venit solicitarea de la Parlament să luăm decizia totuși mai repede și este vorba despre decizia de numire a celor doi judecători la Curtea Constituțională. Așa cum cunoașteți, am lansat un concurs și a avut loc acest concurs. O să vorbim despre proces. Înțeleg că intenția Parlamentului este ca astăzi cei selectați de către Parlament, CSM și Guvern să depună jurământul toți împreună și solicitarea a fost să ne întrunim și să luăm această decizie. Noi cu dumneavoastră am discutat preliminar într-o ședință operativă, dar acum trebuie să luăm o decizie formală, finală la acest subiect. Asta este singurul subiect, deci sunt două subiecte, dar se referă la același lucru. În ordinea de zi, de aceea pun la vot ordinea de zi, așa cum a fost ea întocmită. Cine este pentru? Vă mulțumesc. O să rog pe domnul Cazan să ne vorbească despre procesul de selectare a acestor doi candidați care sunt propuși pentru a fi numiți. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. Deci o să vin și pentru dumneavoastră și pentru public o informație mai detaliată cum a avut loc acest proces. După cum cunoașteți, în vederea selectării candidaților la funcția de judecător a Curții Constituționale din partea Guvernului, Guvernul a aprobat o hotărâre de Guvern prin care a aprobat un regulament cu privire la organizarea acestui concurs. Anunțul a fost plasat pe pagina Guvernului, a fost emisă dispoziția cu privire la membrii care au făcut parte din comisie. Perioada de depunere a dosarelor a fost stabilită în perioada de 14 iulie. Au fost depuse 25 de dosare, dar până la organizarea concursului nemijlocit, două persoane și-au retras candidaturile. Totodată, după ce au fost depuse dosarele, CV-urile și scrisorile de motivare a candidaților au fost și acestea publicate pe pagina web a Guvernului. Dosarele candidaților și reputația profesională au fost examinate în prima ședință de către comisie pe data de 23 iulie 2019. Ca urmare, din cei 23 de candidați au fost admiși la concurs 13 candidați, lista cărora la fel a fost plasată pe pagina web a Guvernului. Concursul propriu zis pentru selectare a avut loc pe data de 8 august și a constatat din competiția dosarelor și nemijlocit interviul. Poate o să vin cu unele detalii. În intervalul de timp de la ora 9 până la 12, comisia s-a întrunit la fel într-o ședință închisă unde au elaborat 10 întrebări care au fost înaintate fiecărui candidat ca să fie în condiții egale, iar de la 12 până la aproape ora 23 seara a avut loc interviu nemijlocit conform unui grafic prestabilit consecutivitatea depunerii dosarelor de către candidați. După cum spuneam, fiecare candidat a primit 10 întrebări, a avut la dispoziție 35-40 de minute să răspundă la acestea. Răspunsurile candidaților au fost evaluate conform punctajului care a fost stabilit în hotărârea de guvern, iar pentru nivelul studiilor formale, experiența profesională în domeniul juridic și reputația profesională a fost acordat punctaj suplimentar, luându-se în considerație studiile pe care le posedă candidatul, studii superioare ciclu 2, studii superioare ciclu 3, activitatea juridică, activitatea științifică și activitatea în învățământul juridic superior, precum și reputația profesională a candidatului, lipsa cazurilor de încălcare intenționată sau din neglijență a drepturilor și libertăților fundamentale,
ale omului, lipsa cazurilor de implicare personală în activități compromisătoare și activitatea profesională notorie a candidatului. Interviul și evaluarea candidaților conform criteriilor menționate au consumat cea mai mare parte de timp și a necesitat un efort considerabil din partea membrilor comisiei, procesul fiind practic finalizat după miezul nopții. De ce s-a întâmplat acest lucru? Deoarece era important ca interviul, evaluarea candidaților și adoptarea deciziei de către comisie să aibă loc într-un proces continuu, fără întrerupere. Ori hotărârea de guvern obliga comisia să publice imediat după finalizarea concursului rezultatele acesteia, fapt care și s-a produs. Și în scopul asigurării unei transparențe maxime, membrii comisiei au decis concomitent cu publicarea acestei decizii să publice și punctajul pe care l-a oferit fiecare membru a comisiei candidaților. Deci, totodată, având în vedere punctajul apropiat obținut în concurs de către primii candidați, comisia a decis să propună guvernului pentru examinare numirea în funcția de judecător la Curtea Constituțională a candidaților care au acumulat cel mai mare punctaj, menționați în ordinea descrescătoare, după cum aceștia l-au obținut. Deci, este vorba despre doamna Șovaliuba, Serbenco Eduard, Grosu Vladimir și Roșca Nicolae. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc, colegi, deja decizia vă aparține. Raportor. Doamna ministru a Justiției a participat în acest concurs, la fel poate să ofere detalii. Și, cum spuneam, noi am discutat în ședință operativă acest subiect. De aceea, dacă nu sunt întrebări, trecem la adoptarea deciziilor propriu-zise. Primul proiect se referă la numirea doamnei Luba Șova în funcția de judecător la Curtea Constituțională pe termen de 6 ani. Dânsa a luat scorul maxim la acest concurs, este profesor universitar. Eu am cunoscut-o, am întâlnit-o prima dată la interviu, dar din toate informațiile care au fost prezentate, din recomandări, după modul cum s-a prezentat la acest interviu, comisia a considerat că este persoană potrivită și ne bucurăm că în această decizie putem să asigurăm și egalitatea de gen. Trebuie să spun că nu am pus asta ca un criteriu obligatoriu, dar ne pare bine că se asigură și acest lucru. O să pun la vot prima decizie, primul proiect. Cine este pentru a susține candidatura doamnei Luba Șova la funcția de judecător la Curtea Constituțională? Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Din păcate, doamna Șova nu a reușit să ajungă ca să o cunoaștem astăzi aici. Reamintesc că această ședință a fost anunțată în scurt timp la solicitarea Parlamentului. A doua persoană care este propusă se numește domnul Nicolae Roșca. Domnul Roșca mi-a fost coleg, de aceea pot să vorbesc cu încredere despre corectitudinea, calitățile umane și adeziunea față de dreptate și lege. De ce domnul Roșca? Pentru că mai avem alți doi candidați care au fost incluși în această listă scurtă de către Comisia de concurs. Noi am pornit de la ideea că vrem să aducem oameni noi, oameni care nu au mai fost în sistem. Ceilalți doi membri s-au prezentat bine la interviu din perspectiva cunoștințelor de materie, dar sunt oameni care au mai lucrat în sistem. Unul dintre ei a lucrat în guvernul precedent, într-o funcție înaltă la Ministerul Justiției și aici au apărut anumite întrebări la unii membri ai Comisiei despre modul în care a încercat să apere procesele și instituțiile democratice, despre modul în care s-a îngrijit de respectarea drepturilor omului. Domnul Grosu nu a lucrat în guvernul precedent, a lucrat cu alte guverne, au fost niște întrebări, au fost și răspunsuri destul de bune pe alocuri, dar, așa cum am zis mai devreme, și în societate există această așteptare ca în funcții importante să ajungă oameni care nu au mai fost în sistem. Încercăm să restabilim credibilitatea instituțiilor,
mai ales credibilitatea Curții Constituționale, care a fost deteriorată în mod serios prin ultimele decizii. De aceea, aceasta este propunerea noastră. Domnul Roșca este aici în sală. Dacă aveți întrebări, evident, domnul Roșca va trebui să își înceteze calitatea de membru al partidului politic, pentru că aceasta este incompatibilă cu funcția pe care o are și sunt sigură că asta va fi alegerea dânsului. Dar dacă aveți întrebări, puteți să le adresați acum. Stai că nu am votat încă. Ok. Înțeleg că nu sunt întrebări, sau sunt? Din experiența dumneavoastră, care sunt principalele motive pentru care v-a făcut să candidați la această funcție? La microfon, vă rog, domnul Roșca. Microfonul vă rog să-l includeți. Ca și majoritatea din dumneavoastră, mi-am trăit viața în Chișinău, în Moldova și știu ajunsurile și neajunsurile. Luând în considerație că sunt un învățământ juridic din 92, dar nu numai, practicam și activitatea de avocat, ori doar numai îmbinându-le, nu doar profesional, dar încercam cumva să acoperim și veniturile care să fie suficiente. Și acum cred că am suficientă experiență pentru a face față provocărilor. Și eu stăteam așa dintr-o parte și erau multe lucruri care nu îmi plăceau și consider că s-ar putea de făcut altfel. Și asta a fost motivul pentru care mi-am înaintat candidatura la această funcție, sperând că voi avea putere ca să fac lucrurile altfel decât a fost până acum. Vă mulțumesc. Vă rog să punem la vot această decizie. Cine este pentru aprobarea hotărârii prin care domnul Nicolae Roșca se numește în funcția de judecător la Curtea Constituțională pe un termen de 6 ani, vă rog să votați. Vă mulțumesc. Felicitări, domnule Roșca. Mulțumesc pentru încredere. Colegi, asta a fost agenda. Încă o dată scuze pentru că a trebuit să vă întrerupeți agenda și să anulați poate anumite activități planificate din timp. Noi ne revedem săptămâna viitoare în ședință și între timp ne revedem la multe alte activități până la sfârșitul acestei săptămâni. Dacă nu mai sunt alte subiecte pe care vreți să le discutăm în acest format. Dacă nu, vă mulțumesc frumos!